Bună și bine ai venit pe canalul meu, eu sunt Anca. M-am gândit astăzi să-ți arăt machiajul pe care îl port 90% din timp, la care apelez de fiecare dată când trebuie să ies undeva. Așa că dacă ești curios sau curioasă, urmărește în continuare. M-ar bucura foarte mult dacă mi-ai da un subscribe pentru a fi alături de mine. Un share este binevenit întotdeauna, în special în perioada în care suntem acum. Chiar dacă îți place, nu uita să apeși butonul de like. Vă mulțumesc! Haideți să începem! Bun, înainte să încep cu machiajul propriu-zis, vreau să-ți arăt produsele pe care le-am folosit și de ce le-am ales pe acestea. Este foarte important ca înainte de a aplica un machiaj să-ți cureți foarte bine în prealabil tenul. De aceea, eu am produsele acestea pe care ți le recomand din toată inima și le folosesc de fiecare dată. Mi-am curățat tenul cu acest produs de la Nivea. Este un ulei. Este un ulei hidratant pentru curățarea tenului și a ochilor. Este pentru tenul sensibil. Eu îl folosesc de fiecare dată înainte să mă machiez pentru a curăța tenul, indiferent că l-am curățat cu o seră înainte. Apoi folosesc un scrub. Îl folosesc aproximativ o dată la 2-3 zile, 4 zile, aproape o săptămână, depinde. Am început să folosesc scrub de o săptămână, două aproximativ, de când am descoperit aceste produse făcute handmade. Să vi le recomand și vouă din toată inima, deoarece sunt naturale și sunt pe bază de ingrediente naturale. Folosesc acest scrub care conține niaulli, vitamina E și ulei de macadamia, asta pe lângă zahărul din care este făcut, fundul acela de bebeluș care este super moale și catifelat. E bine, mi se pare că rezultatul acestui scrub este un pic peste, este mult mai catifelat, ceea ce îmi place extraordinar de mult și îmi simt tenul mult mai curățat și mai... O să las contul de Instagram în descriere să vedeți și voi, să check it out, poate v-ar interesa anumite produse. După ce folosesc scrub-ul, folosesc ceva hidratant pentru a-mi pregăti tenul. Eu folosesc un ser de la The Ordinary, acesta este Marine Hyaluronic. Te rog, nu vrea. Alrighty, să începem. Încep întâi prin aplicarea fondului de ten, iar ca fond de ten o să folosesc două fonduri de ten. De la L'Oreal, True Match, nuanța 1.5N și cel de la Anastasia Luminous Foundation, în nuanța 140N. Folosesc un plexiglas, o să combin ambele fonduri de ten aici. Fac sprâncenele și o să aleg să mi le fac în spatele camerei și revin. Gata, am terminat și cu sprâncenele, acum o să trec la concealer. Folosesc și la concealer două concealere, și anume de la Benefit, acesta Boeing, în nuanța numărul 3, unul de la Catrice, Liquid Camouflage, nuanța 020 Light Beige. Eu folosesc un creion alb și înconturez buzele cu el. Trec și peste linia conturului. Și îmbendesc. Bun, acum trecem la pudră. Folosesc o pudră de la Melchior, aceasta, nuanță natural. Bun, că am văzut și pudra, acum o să trecem la conturarea feței și la bronzarea acesteia. O să folosesc din această paletă de conturi de la Essence. Nu am să mai deschis-o. Acum o să trec la pudra bronzantă și o folosesc pe acestea de la Essie sau nu știu exact cum se pronunță. Ce nuanță este? Nuanța... Din nu știu ce nuanță este. Mă ducem la blush, blushul pe care îl folosesc. Blushul pe care îl folosesc este de la Trendy Tab. Și arată cam așa. Este cu... Acum o să folosesc un highlight
highlighter. M-am chestionat de curând la Trendy Tap Crystal Highlighter Jelly. Evident că este un, ca un geleu, este lichid. La machiajul ochilor, de folosesc pudra de la pe care am folosit-o și pe pentru obraj. Exact, în părul. O să aplic în pliu și automat și un pic pe plac. Pleava inferioară o să folosesc această nuanță de la MAC, Red Break. Okay. Acum trecem la eyeliner. La eyeliner o să-mi fac întâi o schiță cu un fard negru. Poți folosești orice fard negru pe care l-ai. Eu îl folosesc pe acesta de la MAC, Carbon, parcă se numește. Tot de la MAC, angulară, așa subțire. Îți recomand să folosești același tip de pensul sau mai este aceea super subțire. Nu știu exact. Să vin mai aproape. Să încep să-mi fac și pentru ochiul acesta. Arată similar, nu trebuie să arate perfect. Acum poți să folosești orice eyeliner ai, chit că este el lichid sau acela la borcanaș tip solid. Și o să folosesc, eu folosesc unul lichid cu pensulor în acesta, încep să-l aplic peste schiță și să mai umplu continuu codița și mai este descoperit. Rimmel, folosesc pe cel de la Melchior, Kiss My Eyes. Trebuie să tot scris. Kiss buze acum, folosesc un creion de la MAC, acesta Soar, se numește Soar. Arunc tot un ruj de la MAC, unul mat, acesta Kind Sexy. Și peste venim cu puțin gloss.